Muzicianul Laurențiu Topală a susținut ieri seara un recital de chitară clasică la Palatul Șuțu din Capitală. Este absolvent al Academiei de Muzică Gavril Muzicescu din Chișinău, clasa de interpretare muzicală, și este cunoscut publicului mai ales datorită emisiunilor realizate la Radio Trinitas și Trinitas TV. De asemenea, la cea de-a 24-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu, a fost producător muzical al broadcasterului oficial. Muzeul Municipiului București a fost ieri seară gazda recitalului de chitară clasică intitulat Vibrații și întrupări, susținut de muzicianul Laurențiu Topală. Concertul a cuprins atât compoziții proprii, cât și lucrări ale unor compozitori de chitară precum Antonio Lauro și Leo Brouwer. În mod tradițional aici la Palat se desfășoară ample evenimente muzicale, unele dintre ele chiar săptămânal. Mă bucur că muzeul și-a dat acceptul pentru a susține și eu, chiar dacă după 20 și ceva de ani, un recital. Repertoriul a fost alcătuit din lucrări scrise de Dan Andrei Aldea, Antonio Lauro, Nikita Koshkin, Leo Brouwer, iar muzica, din punctul meu de vedere, reprezintă vibrație. Este vibrația celui care cântă, este povestea artistului interpret care ajunge la sufletul ascultătorului, sau asta intenționează toți artiștii când cântă, să-și spună propria poveste sau povestea celui care a compus melodia, iar el să o transmită publicului, celui din fața sa. Povestea mea muzicală a început acum foarte mulți ani în copilărie. Chitara am ales-o, nu știu, din pură întâmplare, sau ea m-a ales pe mine. Nu știu cine pe cine a ales. Ea a continuat firesc, cumva. E pasiunea mea pe care încerc să, evident, să o duc mai departe. Și iată, ne ajungi în această seară de decembrie aici la Palatul Șuțu cu acest recital de chitară. Recitalul de astăzi seară mi s-a părut cu totul și cu totul excepțional și atipic și frumos pentru lumea în care trăim și care ne înconjoară nu întotdeauna așa. Și m-am bucurat că am putut să fiu parte și eu la acest moment. N-am știut că 25 de ani n-a cântat. Are o sensibilitate muzicală cu totul ieșită din comun și i-am și spus prin viu grai că aș dori să își pună în valoare și mai departe acest har pe care i l-a dat Dumnezeu, pentru că are un har excepțional și e păcat să nu continue și să nu redebuteze în fiecare lună. Asta mi-aș dori pentru domnul Topală. Este un muzician excepțional. Vibrații și întrupări a adus pe scenă și tangoul argentinian. Spectatorii au avut bucuria de a vedea demonstrația de dans oferită de Mirela Roșu și Giorgio Panico, reprezentanții școlii de tango Urquiza. A fost extraordinar și a fost extraordinar să dansăm în timp ce dumnealui cânta. Am auzit despre domnul Topală, am ascultat ceea ce cântă, are o muzică care atinge direct în adâncul sufletului și a fost foarte emoționant pentru mine, cel puțin, să încerc să interpretez în dansul meu muzica dumnealui. Sunt încă emoționată pentru ceea ce s-a întâmplat aici. Apreciez și admir foarte tare ceea ce dumnealui face și sper să nu se oprească, pentru că face un lucru minunat. Ce ați ales ca parte de dans pentru a prezenta publicului în această seară? Timpul a fost foarte scurt și mie îmi place să dăruiesc mult. Și am vrut să spun cât mai mult, să arăt cât mai mult despre tango argentinian.
tango cu care Bucureștiul Interbelic s-a întâlnit și pe care l-a savurat. Am încercat să arăt toate tipurile de muzică din tango, am încercat să-i provoc, m-am bucurat pentru feedback-ul pe care l-am primit și mi-ar plăcea să se înțeleagă că tango, dincolo de dans, este o cultură.